Slăvit să fie Domnul! Fraților și surori, din Psalmul 128, aș vrea să recitim versetul 1 și versetul 4. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Amin. Amin. Și versetul 4. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Amin. Fraților și surori, despre frica Domnului aș vrea să vorbesc. Este ca o responsabilitate a părinților să aducă și să sădească această calitate sfântă în inimile copiilor lor, frica de Domnul. Ori nu putem să facem acest lucru dacă noi nu avem frică de Domnul. Ce este frica de Domnul? Este foarte important să înțelegem lucrul acesta. M-am uitat în Scriptură și am găsit câteva definiții ale fricii de Domnul. Și mă gândesc că poate noi, cei mai mulți din locul acesta, ne-am dorit să avem așa ceva. Haideți să vedem o primă definiție în Iov, în capitolul 28, cu versetul 28. Iată, spune aici omului Dumnezeu, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Fraților și surori, dorim noi să avem copii plini de înțelepciune? Domnul să ne ajute să ne dorim. Dar uite, spune aici, frica de Domnul este înțelepciunea. E o primă definiție pe care cuvântul lui Dumnezeu o aduce în fața noastră. A doua definiție, în Proverbe, în capitolul 8, cu versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. Uite, o a doua definiție a fricii de Domnul. Frica de Domnul este să urăști răul. Fraților și surori, eram copil. M-am dus la școală, le-am mai zis la copii întâmplarea aceasta, și n-am știut ce înseamnă să nu furi, până am furat. Eram copil. Și până am fost prins, că până atunci mă gândeam că ce frumos e să iei ce nu e al tău și să-ți însușești. Și în momentul când m-a prins învățătoarea în față la o clasă, probabil două clase, că eram plecați undeva la o tipografie acolo, și m-am gândit ce, numai ei să aibă lucrurile astea, eu să n-am, și am luat și eu ceva acolo. Am găsit o matriță și era foarte importantă matrița aceea din plumb pentru ei. Am pus-o în buzunar, era destul de grea, că era din plumb și la un moment dat, gata, s-a pierdut o matriță. Unde este? Unde este? Copiii ați luat careva? Nu, nimeni nimic. Eu m-am luat după mulțime, nici eu n-am luat nimic. Și în momentele alea de grea cum, până când au început să ne caute prin buzunare, au început să tragă tare, tare matrița aia în buzunarul meu. Până atunci era foarte ușoară. Atunci a început să devină grea. Și am scos-o din buzunar așa, cu o față nevinovată, și am pus-o pe pantof și am lăsat-o așa încet jos și am mișcat un pic piciorul și când o zornăit odată, o sunat odată pe pardoseala aceea din beton, parcă o tras cineva cu tunul. Așa o sunat în conștiința mea și o și auzit învățătoarea și o zis, ia, treci încoace. Tu ești pocăit? Vai de mine! Când am auzit cuvintele astea, tot m-am înroșit. S-au uitat fetele, în special de fete mi-era rușine. Toate fetele s-au uitat, au, pocăit, vai de el! Vă dați seama, din clasa a doua, când cred că atât aveam atunci, vreo 7-8 ani, în clasa a doua, din clasa a doua și până prin a opta, când treceam pe lângă fete, îmi plecam capul în jos, știam că ele sunt mai sensibile, așa, și mi-era rușine că-s pocăit. Dar mi-era rușine pentru ce am făcut, nu pentru că eram copil de pocăit. Și Domnul a ales în viața mea să... E așa cred, să ia foarfeca aceea dureroasă și să taie, să încep să urăsc răul.
Pentru că dacă mă duceam tot înainte pe drumul meu, cine știe unde ajungeam? Cine știe? Și uite ce zice aici, frica de Domnul este urârea răului. Dar până la urmă, după cum înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, frica de Domnul se poate și învăța. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să meargă, care trebuie să urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Domnul să ne ajute. Haideți să vedem o altă definiție a fricii de Domnul, foarte importantă pentru noi. În capitolul 9 cu 10 se repetă începutul înțelepciunii legată de Iov 28, asta nu mai zicem. O a treia, în 14 cu 27, tot din Proverbe, frica de Domnul este un izvor de viață, spune aici. Ea ne ferește de cursele morții. Uite ce important este să ai frică de Domnul. Ai în tine un izvor de viață. Cine de aici își dorește să trăiască mult și să fie și fericit? Uite ce spune. Frica de Domnul este un izvor de viață. Slăvit să fie Domnul! Ba, o să vedem imediat beneficiile fricii de Domnul. Au legătură cu această definiție, cu izvor de viață. Mergem mai departe. În capitolul 15, tot din Proverbe, versetul 33. Frica de Domnul este școala înțelepciunii. La început zice, este începutul înțelepciunii, dar uite că până la urmă e și școala înțelepciunii. Adică, atunci când vrei să intri la o școală, te duci și dai un examen. Asta înseamnă că dacă vrei să intri în școala înțelepciunii și până la urmă să fii numit un om înțelept, tu trebuie să dai un examen. Și examenul acesta se numește frica de Domnul. Când ai intrat în școala înțelepciunii, Domnul zice să știi că tot frica de Domnul va trebui să o primești aici ca și lecție, să-ți fie predată. La început examen din frică de Domnul, intri, ți se predă materia frică de Domnul. Dar de ce, Doamne? Păi de aceea spune Domnul tot aici în versetul 33, pentru că smerenia merge înaintea slavei. Eu, zice Domnul, vreau să devii un om înțelept, dar nu pot să fiu un om înțelept fără să fii smerit. Și nu poți să fii smerit fără să te temi de Domnul. Pentru că cine nu se teme de Domnul se mândrește și se ține mai sus decât alții și în special decât Dumnezeu din cer. Așa că uitați, o altă definiție pe care Proverbe, capitolul 15, cu versetul 33 ne oferă, frica de Domnul este școală, școala înțelepciunii. Mai este o definiție în Isaia, în capitolul 33, și e foarte importantă, versetul 6. Zilele tale sunt statornice, înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Și ascultați, frica de Domnul, iată comoara Sionului. Fraților și surori, observați până aici câte definiții ne-a oferit Scriptura. Multe definiții, aproximativ 5 am adus înaintea dumneavoastră. Dar gândiți-vă, vine cineva și auzeam o întâmplare, un general, era general de armată în timpul regimului trecut, ajunge într-o biserică și stă acolo în bancă și ascultă. Predică a fost, cântare a fost, frumoasă, recitare, poezie, rugăciune, a fost extraordinar. Fratele care l-a invitat, bucuros, merge la el la sfârșit și îl întreabă, ți-a plăcut la noi la biserică? Ce da? Dar mai aveți ceva? Da, omule, dar nu ți-a ajuns predica. Nu, zice încă ceva. A, zice, lasă că te mai chem. Și îl cheamă în altă zi când cântă fanfara. Și la final, omul acesta iarăși întreabă, dar voi mai aveți ceva? Măi, dar nu ești mulțumit. Ce, măi, zice, totuși îmi trebuie ceva mai mult. Îmi trebuie, știu că se numește biserica voastră casa lui Dumnezeu. Eu vreau ceva mai mult, îl vreau pe Dumnezeu, spunea omul ăla. Uitați, oamenii din lume care au o sete după Dumnezeu,
Și vin în biserică și ne întreabă dacă mai avem ceva pe lângă cântări, pe lângă predică, pe lângă recitare, pe lângă rugăciune, să-L dăruim pe Dumnezeu, fraților și surori. Eram copil și când intram în biserică, în Câmpia Turzi eram, și biserica aceea, aproximativ în anul 1981, în perioada respectivă, a fost demolată. Și se adunau oamenii într-un subsol unde curgea transpirația și igrasia pe pereți. Nu era curent electric, ne-au tăiat comuniștii și sursa aceasta de energie. Erau niște baterii, cum erau pe vremuri, de 4,5 volți, pe care le puneau din când în când în tavan cu niște beculețe mici și abia vedeau oamenii să citească din cuvântul lui Dumnezeu acolo în față, la amvon, pentru că nu era curent bun. Era o lumină chioară, așa, slabă. Și totuși, când intram eu în biserică, copil fiind, simțeam, fraților și surori, o reverență, o prezență a lui Dumnezeu, o cercetare. Simțeam ceva din Dumnezeu, încât de multe ori atunci când se rugau frații, îmi era frică să întind mâinile, că îi vedeam pe unii copii de lângă mine cu mâinile ridicate și mi-era frică. Mă temeam să nu mă electrocuteze, nu curentul, că nu exista. Curentul celălalt care venea direct de la Dumnezeu, din ceruri, era prezența Duhului Sfânt în adunare. Dar biserica atunci și oamenii în special se temeau de Domnul și respectul față de Dumnezeu și teama față de Dumnezeu se simțeau în biserică. Atunci nu era o problemă pentru un părinte să-și disciplineze copilul. Dacă noi eram răi, primeam bătaie acasă. Acum s-au mai schimbat lucrurile și dacă cineva e rău, tatăl n-are treabă cu copilul lui, cu al lui, cu propriul lui copil. Băi, ce ai cu copilul meu? Că de-aia e rău, că tu ești rău. Observați, s-au schimbat puțin valorile. Dar atunci era prezența lui Dumnezeu în adunare și frica de Domnul era comoara Sionului. Dacă vine cineva la o biserică ortodoxă, știu eu, un sălbatic de undeva din Amazon sau din altă parte, și se uită, îi întreabă pe ei, măi, ce aveți voi, ce comoară aveți? Probabil mă gândesc, o să-i arate picturile de pe pereți, candelabrele frumoase și așa mai departe. Dar dacă vin la noi la biserică, ce le putem arăta, fraților și surori, că noi n-avem nici sfinți pe pereți, noi n-avem nici aur, nici argint, n-avem lucruri de valoare să le arătăm la oameni. Dacă le arătăm, cântările noastre sunt bune, dar dacă nu este prezent Dumnezeu în ele, nu sunt bune. Nu, umplem timpul. Degeaba le arătăm predicile noastre și copiii noștri o să se uite în viața noastră. Ei sunt ediția a doua a personalității noastre. Ei ne copiază. Ei sunt copiile noastre. Asta este definiția copilului. E copia mea și copia dumitale. Și atunci eu ce pot să-i arăt unui copil? Spune Domnul la un moment dat despre Avram, zice, să ascund eu oare lucrul acesta de Avram? Eu știu ceva, că el va porunci copiilor lui, după el, să respecte ceea ce este bun și drept din legea mea și să-și crească copiii în legea mea. Și atunci Dumnezeu zice, gata, vreau să vorbesc cu Avram. De ce? Știu ceva. Știu că Avram va lua definițiile astea ale fricii de Domnul, pe care oricum nu le știe, că încă nu s-au înscris în Biblie, dar Duhul meu le știe. Și imediat Avram o să-și învețe copiii frica de Domnul. Fraților și surori, așa e de importantă pentru noi frica de Domnul. Foarte important este să înțelegem și condițiile de dobândire ale fricii de Domnul. E un al doilea lucru pe care insist așa înaintea dumneavoastră, pentru că mi-l doresc și eu. În Proverbe, în capitolul 2, începând cu versetul 1. Sunt cel puțin 6-7 condiții aici.
Fiule, versetul 1, dacă vei primi cuvintele mele, uite, o primă condiție să primești, adică să fii disponibil. Zice Domnul, vrei frica de Domnul? Da, Doamne. Uite, primește cuvintele mele, fii disponibil pentru cuvintele mele. Asta înseamnă că dacă eu sunt deschis pentru cuvântul lui Dumnezeu, copilul meu mă va copia și va fi și el deschis pentru cuvântul lui Dumnezeu. Eu țin minte și acum pe bunicul meu, un om care a învățat să citească în Biblie în război, nu știa să citească, dar cu atâta reverență, cu așa solemnitate pe față, stătea seara în pat, după ce a venit de la munca zilei și citea o Biblie mare așa în față și citea pe silabe cu voce tare. Și acum parcă îl văd. Și mi s-a imprimat. Uite ce zice, dacă vei primi cuvintele mele, a doua condiție, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, a doua condiție este depozitarea. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc, împotriva ta, Domnul să ne ajute. Condiția a treia, versetul 2. Dacă vei lua aminte la înțelepciune, asta putem să o numim descifrare, iau înțelepciunea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și iau aminte la el. Mă uit, încerc să-l înțeleg, încerc să-l descifrez, să-l pătrund. Condiția 4. Dacă îți vei pleca inima la pricepere, disciplinare, băi, s-o obosit, nu citesc nimic din Biblie și atunci mâine iară s-o obosit și poi mâine iară s-o obosit și a trecut un an de oboseală și n-am citit nimic din Biblie, pentru că n-am știut să mă disciplinez. Și atunci nu mai am frică de Domnul, uit de frica de Domnul. Apoi, următoarea condiție, versetul 3, dacă vei cere înțelepciune, spune aici, uite ce important, dorință, să-ți dorești, vreau, Doamne, dă-mi, te rog. Dacă te vei ruga pentru pricepere, deja aici intru în dialog cu Dumnezeu. Și versetul 4, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, deja este dedicare. În România există un singur om care are de la guvern hârtie, certificat, diplomă, să o numim așa, de căutător de metale rare. Un singur om. E foarte deștept, priceput, a fost angajat zeci de ani într-un institut de cercetare și e singurul om care are din partea guvernului această abilitate. Poate să caute metale rare, le prelucrează și le comercializează. Un singur om în România. Dar cine din România caută frica de Domnul? Că e un metal mult mai rar decât aurul care se caută și se găsește foarte greu, foarte greu. Zice versetul 5 din Proverbe 2, dacă ai trecut prin procesul acesta mare, abia atunci vei înțelege frica Domnului și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Și din acest material al fricii de Domnul apare în Biblie un Iosif, dar și în biserică, unul care se teme de Dumnezeu să nu cumva să păcătuiască și să-l supere pe Domnul. Apare un Gedeon plin care se îmbracă cu Duhul lui Dumnezeu și sună din trâmbiță. Apare un David care strânge cuvântul lui Dumnezeu în inimă și îl bate pe Goliat și apar mari oameni și reformatori ai lui Dumnezeu din materialul fricii de Domnul. Uite ce condiții minunate sunt aici. Și apoi ne uităm la al treilea lucru, beneficiile care ne le aduce frica de Domnul. În Proverbe 10:27... spuneam că e legat acest verset de 14:27. Zice, zile lungi, zile lungi. Frica de Domnul lungește zilele, fraților. Gândiți-vă dumneavoastră ce zi scurtă am avut eu când am furat. Foarte scurtă a fost, foarte scurtă. Dacă eram copil pocăit și liniștit, aș fi avut o zi lungă. Cum scrie aici, lungește zilele. Te trezești dimineața, ești cu Dumnezeu în suflet, umbli cu Dumnezeu, te temi de Dumnezeu, meditezi la cuvântul lui Dumnezeu, te întâlnești cu cineva, îi dai ceva din ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Dacă nu ai înăuntrul tău ceva să-i dai,
atunci îi dai un zâmbet, îi dai ceva. De ce? Pentru că ziua ta e lungă, pentru că Dumnezeu ți-a lungit zilele și numai vezi că într-un an de zile te-a înțelepțit Dumnezeu mai mult ca și pe făt frumos. Cum cresc alții în 10, tu ai crescut într-un an, pentru că ai frică de Domnul. Uite ce interesant spune aici, frica de Domnul lungește zilele, dar cel rău are ani scurți, scurți. În al doilea beneficiu, din 14:26, și e foarte important pentru noi acesta, cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el, slăvit să fie Domnul. Fraților și surori, am întâlnit familie în care tatăl n-a avut bani ca să le lase moștenire, nici terenuri, nici case. Dar pe patul de moarte i-a chemat pe copii, erau undeva către 12 copii. Și a zis, pentru fiecare dintre voi am lăsat ceva în urmă. În taină, înaintea lui Dumnezeu, am ținut postul Esterei câte 3 zile pentru fiecare dintre voi. Atunci când vă va fi greu în viață, să vă aduceți aminte că ați avut un tată care s-a rugat pentru voi. Să vă aduceți aminte că am stat înaintea lui Dumnezeu ca să vă scape. Și puterea Duhului Sfânt care s-a dovedit atunci în cele 3 zile de post pentru fiecare dintre voi va coborâ și vă va umple de pace și vă va rezolva problemele Dumnezeul cerurilor. Uite ce frumos! Cel care are frică de Domnul are o familie care are adăpost în Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Un al treilea beneficiu, 16:6, prin frica de Domnul, și e foarte important și acesta, Proverbe 16:6, prin frica de Domnul omul se abate de la rău. Vine frica de Domnul și mă învață, mă, nu-i bine, abate-te de la rău. Și un beneficiu mare, pentru că nu-ți poți da seama tu acum, pentru că lucrurile sunt cenușiu. Băi, parcă arată bine lucrarea asta. Mă întreba un tânăr în zilele trecute, zice, nu știu ce să fac. Am o afacere și cineva îmi oferă posibilitatea să intru într-o altă afacere. Ce să fac? Și am zis, roagă-te, pentru că frica de Domnul te învață să te abați de la rău. Dacă există ceva ascuns acolo, un șarpe ascuns în iarbă, te rog frumos, roagă-te că Dumnezeu vine și te lămurește și spune exact ce trebuie să faci. Frica de Domnul, aceasta te abate de la rău. Ai un simț. Vine Domnul și zice, aici nu intra, că e pericol, e ceva murdar, ceva putred în lucrarea asta. Nu intra și nu intri. Dar nu știi de ce. Și vine altul și zice, o, sărmanul de tine, vai de tine, că n-ai intrat. Mi-a povestit un frate din biserică de aici, pe vremea comuniștilor a vrut să intre într-o afacere, avea o ofertă foarte tentantă, dar trebuia să plece undeva în țară. Și Duhul Sfânt l-a oprit și a zis nu. Și a zis nu mă duc. Și a mers altcineva. Și când a ajuns acolo, probleme peste probleme, și a zis slăvit să fie Domnul, am ascultat de Domnul. Uite, frica de Domnul te abate de la rău. Și un ultim beneficiu, 19:23. Frica de Domnul duce la viață. Duce la viață. Și ce ne dorim mai mult pentru noi, pentru copiii noștri, decât să aibă viața veșnică? Domnul să-i binecuvinteze pe toți copiii bisericii și să nu uităm, fraților și surori, ferice de oricine se teme de Domnul. Amin.